Găsit, stimați telespectatori, am invitat în studio un profesionist al caracterului, un profesionist al conștiinței civice, un profesionist al dizidenței, domnule Dorin Tudoran. Dizidența nu e o meserie. Detest oamenii care, dacă au făcut la un moment dat ceva, trăiesc apoi tot restul vieții pe acest cec în alb, că au fost cândva dizidenți, e o chestie pasageră. Firește, nu e o meserie, e o atitudine morală, este ce? O experiență de viață? Depinde. O nebunie? Ce a fost pentru dumneavoastră dizidența, în fond? Probabil câte ceva din fiecare. Depinde în ce moment izbucnești într-o asemenea revoltă, depinde de context, depinde cât și cui te opui, de ce. Deci este un amestec. Înainte de emisiune v-am citit volumul de publicistică. E mai mult decât publicistică, dar teoretic el e un volum de publicistică. O întreagă epocă încape în volumul ăsta. M-am gândit citindu-l că și dumneavoastră, în fond, sunteți într-un fel, vreți, nu vreți, un personaj de epocă. De mult. De mult am devenit personaj. Ce epocă! Personajul de epocă Dorin Tudoran. Acum, privindu-l de la distanță, de peste ocean, pentru că în 85, iată, să ne imaginăm că publicul din România nu știe nimic despre Dorin Tudoran. Păi chiar nu știe. Chiar nu știe? Bine. De chiar ce nu e știe bine? E rău. Foarte bine, nu. Să pornim de la premiza asta. Poate falsă că nu știe, dumneavoastră ziceți că adevărată. Că marele public din România nu știe nimic despre acest personaj. Un personaj despre care am aflat înainte de emisiune, care avea un caracter, că are un caracter inflexibil. Iată ce spun, de pildă, Nicolae Manolescu în prefața cărții. Spune că este un personaj incapabil de ipocrizie, un sentimental, un fidel, un om al măsurilor întregi, un om cinstit. Și caracterizările astea care se aud rar despre oameni revin. De pildă, Ileana Mălăncioiu spunea că sunteți singurul dizident care nu trăiește din amintiri și că sunteți un om liber. Păi spune cam ce spun eu. Adică exact. Ideea de a trăi din dizidență este imoral. Bun, domnule Tudoran, marele public, deci, nu știe despre dumneavoastră nimic. Vreau să le prezentăm personajul Dorin Tudoran. Cine sunteți dumneavoastră? Să nu vă închipuiți că există un singur personaj Dorin Tudoran. Undeva spuneți în cartea asta că aveți o biografie care a cunoscut niște fracturi. Biografia dumneavoastră, când a cunoscut prima fractură? Probabil că prima fractură care și-a pus amprenta pe viața mea a fost una din copilărie, când părinții mei s-au despărțit sau... Câți ani aveați? Cred că aveam vreo 7 ani și jumătate. Plecam dintr-o casă mare cu tot ce trebuia în ea. Am petrecut un an și jumătate cu bunicii mei, undeva într-un sat la Florica Brătienilor, la Ștefănești de Argeș. Dar cu părinții până la 7 ani și jumătate, unde ați stat? Am stat la Pitești, deși sunt născut la Timișoara. În 1945, să le spunem telespectatorilor. Dintr-un tată ardelean și dintr-o mamă regățeană. Și ce meserii făceau părinții? În afară de meseria de părinți, făceau acum, aceeași... Acum ați spus dumneavoastră despre dizidență, o să spun și eu, nu e o meserie, meseria de părinți. E o meserie, e foarte deloc. Dură. Deloc. Deci amândoi erau profesori, tatăl meu era profesor de limbă și literatură română, iar mama era profesoară de, când spunea regimul comunist, dexterități, preda muzica. Făcuse conservatorul. Făcuse conservatorul, da. La Cluj. Se întâlniseră ca studenți la Cluj. Și deci... tata profesor de română, deci de aici vi se trage că mai târziu aveați să faceți filologia? Sau nicio legătură? Nu, 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 nu. Nu are nicio legătură. Cred că doar damblau asta cu scrisul se trage de la el, fiindcă marea lui mândrie era că, deși fusese un poet obscur, după părerea mea, figura undeva în istoria literaturii a lui Călinescu și da? Pentru el asta a fost o mândrie extraordinară. Figura sub ce nume? Sub numele lui adevărat, fiindcă el fiind ardelean greco-catolic de la Bichigiu, din hordoul lui Coșbuc, numele adevărat era Tudoran. De-abia după
Și prenumele? Era George. George dar... Todoran. Tata mai trăiește? Nu, din păcate nu mai trăiește. Și în ce capitol al istoriei lui Călinescu? Să le dăm bibliografia. Este undeva la sfârșit acolo. Da? Probabil este capitolul acela și alții. În adenda, probabil, da. George Todoran. George Todoran, care plecând din Transilvania, dată după dictatul de la Viena, s-a refugiat în regat și împreună cu alți scritori din Ardeal au făcut o antologie celebră pentru care mulți, după 45, au sfârșit prin pușcărie. Se numea Poeții cântă Ardealul, în care era și Beniuc. Era celebra antologie făcută de George Togan. Da. Dar ați spus despre tata cu multă cruzime că a fost un poet sau luciditate, mă rog. Dar când e vorba de un părinte, e cruzime. Că a fost un poet obscur. Telespectatorilor care nu știu nimic despre dumneavoastră, să le spunem că dumneavoastră ați fost un poet extrem de promițător, ați avut debut spectaculos, cu un volum mic tratat de glorie, premiat de Uniunea Scriitorilor și după aceea ați mai primit premii, dar după aceea... M-a șocat o formulă în motivația premiului pe care l-ați primit din partea Adevărului Literar și Artistic de curând, premiul Alia. Zicea Cristian Tudor Popescu în motivație, în numele marelui poet ucis pe care îl poartă în pântec. Cred că ce face Cristian Tudor Popescu croșetează pe marginea unei declarații ale mele atunci când am părăsit România în 85. Declarație care a fost luată de foarte multă lume, chiar prieteni și colegi de-ai mei, ca un răsfăț așa. Eu am spus atunci că sunt conștient că plecând din România renunț la a mai fi scriitor. Fiindcă eu n-am trăit cu iluzia altora că plecând în altă țară, în altă limbă, voi putea să mă împac cu ideea de a începe să gândesc și să simt într-o altă limbă. Când ați scris ultima poezie? Cred că am scris ultima poezie anul trecut. Stați bine! Avem poeți în România care n-au mai scris de secole. Nu. Timp de 10-12 ani chiar n-am scris niciun fel de poezie. Dar v-ați revenit. Domnule Tudoran, să ne întoarcem la Pitești. Primii 7 ani și jumătate. Nu vreau să vă anchetez ca acolo unde ați fost anchetat multă vreme, totuși aș vrea din ăștia 7 ani și jumătate cu părinții să-mi alegeți câteva secvențe expresive. Păi ele sunt așa puse ca timblere în clasoare sau ca fotografiile în albume. Sunt așa pe colecții. Mi-aduc aminte lecțiile de pian. Cu mama? Nu. Mama și-a dat seama de la început că sunt încăpățânat și că nu avea niciun fel de șansă să fie profesoara mea. Și atunci făceam cu altcineva pian. Și erați fericit sau vă amintiți ca o tortură de lecțiile de pian? Când vreau eu să cânt la pian, eram foarte fericit. Când mă punea cineva să cânt, eram extrem de nefericit. Apoi mi-aduc aminte secvențele celelalte, de aer liber, ca să spun așa. Tatăl meu era un foarte mare pasionat al sportului. Și așa se întâmplă că în viața mea am făcut foarte mult sport. Deci de mic am început să bat maidanul cu o minge așa de cârpă până am început să fie cumpărate și mingi de cauciuc. Și trăiam așa o stare de beatitudine bătând mingea pe stradă și apoi veneam îngrozit acasă că trebuie să învăț franceză, să cânt la pian, să-mi fac lecțiile. Chiar și la grădiniță. A fost o perioadă în care erați fericit, domnule Tudoran? Cred că umblând în șpilhoză în ăla pe deci care... Deci ați avut perioada dumneavoastră în care ați fost mulțumit de viață? Da, când nu știam ce e viața. Acum știți? A fost o perioadă. Ce e viața, da, domnule Tudoran? Viața, vorba tovarășului Dumitru Popescu, e un lucru foarte complicat, tovarășul Tudoran. Viața e un lucru complicat. Da. Oricât vi s-a părat de banal. Dar apropo de tovarăș, m-a amuzat o replică a unui anchetator pe care o amintiți în carte. Și cu ce suntem noi vinovați, tovarășul Tudoran? Dar să nu ardem etapele, încă nu ajunseserăți în fața anchetatorilor. Erați la grădiniță și erați fericit. Foarte fericit, da. Erau sâmbetele și duminicile când plecam de la Pitești, 7 kilometri mai sus la Ștefănești, unde era o atmosferă extraordinar de relaxată și de plin așa de familie și în care tensiunile care existau acasă și începusem să le simt... Mi-ați luat întrebarea. Asta voiam să vă întreb. Un copil cu sensibil, bănuiesc, și cu spirit de observație, când a început să simtă că ceva e în neregulă în casă?
Nu știu exact când a început să simte, dar de la un anumit moment, cu vârsta, nu-ți dă dreptul la concept. Era doar o senzație, ca să spun așa, epidermică astăzi. Simțeam în aer o anumită tensiune, fără să văd lucruri violente, ca să spun așa. Adică relația dintre părinții mei a fost în acea perioadă tensionată, dar ea nu se dădea în spectacol, ca să spun, în fața copilului. Dar începusem să simt așa ca o antenă, că aerul vibrează așa. Fără să aveți nicio replică și niciun gest pe care să vă bazați? Nu mare lucru, nu mare lucru. Și cum ați perceput fractura? La început am simțit-o ca o vacanță mai lungă, fiindcă am fost trimis la țară la bunicii mei. De-abia după ce în clasa a doua primară am fost înscris la școală, nu la Pitești, ci în sat la bunicii mei, am început să-mi pun problema ce se întâmplă. Și încet, încet mi s-a spus, uite, cam ce se întâmplă. Țineam în mod egal și la tatăl meu și la mama mea și cum hotărârea judecătorească spunea că eu rămân cu mama mea, era foarte greu să înțeleg de ce nu am dreptul să rămân cu amândoi, chiar dacă sunt despărțiți. Și probabil că a trecut o perioadă destul de lungă până am început nu neapărat să înțeleg că era greu să... Ce poate înțelege un copil de 7 ani jumate sau 8 dintr-o hotărâre judecătorească? Nu ai uneltele respective să înțelegi. Dar încet, încet, probabil că am început să o accept. Totdeauna am trăit între alte coșmaruri cu acesta de a nu fi părintele unui copil ai căror părinți se despart. Fiindcă îmi închipui că este o responsabilitate imensă să explici unui copil de ce se rupe această celulă nu de partid, ci de familie. Mm-hmm. Și părinții și-au mai refăcut viața? Mama s-a mai căsătorit? Mama nu s-a recăsătorit. Dar tata? Tatăl meu s-a recăsătorit. Dar nu știu, nu l-am întrebat niciodată dacă asta însemna pentru el că și-a refăcut viața. Copii n-a mai avut. Copii n-a mai avut. Asta a fost prima fractură. Și acum, cu sarcasmul care pe dumneavoastră vă caracterizează, vin și vă întreb și a doua fractură. Și a doua fractură a fost chiar plecarea de lângă mama mea. Mama mea s-a mutat din Pitești, în București. Era după celebrul festival al tineretului care a avut loc în România. În 53, mi se pare, nu? Da, i-au dat un post la o școală foarte bună, dar au uitat să-i dea și casă. Și atunci ea stătea în gazdă la niște bătrâni vechi, prieteni de familie, dar acolo nu era loc și pentru mine. Și am intrat într-un internat, care a fost o experiență foarte dură. Am intrat chiar cu o dispensă, fiindcă pe atunci regula era că erai primit în aceste internate după ce intrai cel puțin în clasa a 5-a. La ce liceu? La Mihai Viteazu. Și deci m-am trezit încă o dată, ca să zic așa, în aer și neînțelegând ce se întâmplă. Și primele luni de zile au fost extrem de, cum se spune în engleză, challenging. Adică au ridicat destul de multe provocări și examene în fața unui copil. Și altfel spus, așa s-a călit oțelul. Da, da, dar nu grație lui Ostrovski, ci grație unei tragedii de familie. Asta a fost a doua fractură? A fost și a fost. Traumatizantul internat? Traumatizantul internat. Eram ca acel personaj, cred, din Alfons Daudet, Piciul. Dar mi-a prins foarte bine, pe de altă parte, fiindcă a dezvoltat în mine o disciplină pe care prietenii mei de aceeași meserie sau de fostă meserie, scritori, o suspectau tot timpul de ceva foarte straniu, adică cum poate un poet să fie foarte riguros. Am mai dezvoltat și un anumit simț al ierarhiei, al ierarhiei naturale. Și asta pare ciudat în cazul unui personaj care e așa portretizat ca un rebel. Iată cum arăta rebelul. În ce an e făcută fotografia? Acum vreo 30 de ani, probabil. A dezvoltat în mine un respect al ierarhiei naturale, adică fiind cel mai mic acolo, am înțeles că sunt oameni în clasa 11-a de liceu, oameni în clasa 10-a, 9-a, 7-a și, pe urmă, urmam eu.
Și asta mi s-a părut o ierarhie naturală, fiindcă nu puteam să lupt împotriva ei și era, nu aveam niciun motiv să nu o accept. În schimb, a dezvoltat probabil în mine și partea cealaltă a monedei, rebeliunea împotriva ierarhiilor nenaturale, fiindcă din când în când, acolo în acest internat, se întâmplau tot felul de restricții care nu aveau niciun fel de explicație. De pildă. De pildă, erai pedepsit pentru nimic, numai fiindcă unui pedagog nu-i plăcea de tine sau fiindcă când îți dea drumul sâmbătă, vinerea, să pleci acasă peste weekend, îți spunea, dar lung când te întorci să-mi aduci 5 lei sau niște mâncare. Și eu refuzam să fac lucrul ăsta, ca și alții. Și am învățat că există și o altă ierarhie care este nenaturală și nu trebuie acceptată. Deci am avut încă din timpuriu acest contact cu o tipologie pe care aș numi-o aceea de vechil. Unul care stă cu biciul în mână și își închipuie că numai pentru că s-a trezit cu un bici în mână, el poate... Iar în timpul internatului s-a mai întâmplat un lucru. Aveam un pedagog pe care îl iubeam cu toții extraordinar de mult. Era student și în timpul liber era pedagog ca să câștige o pâine. Numai că nenorocirea lui în 1956 a fost că purta numele de Noghi. Și a fost imediat mătrășit de acolo, probabil considerându-se că are vreo legătură cu Imre Noghi, liderul Ungariei aflat în rebeliune. Dar atunci n-ați făcut conexiunea asta? Firește că noi am aflat târziu copiii ce s-a întâmplat. Aveați 11 ani. Da, numai că ne-a revoltat profund faptul că acel pedagog a fost scos de acolo în brânci de niște milițieni. Deci asta a fost prima nedreptate pe care ați perceput-o? Cred că înaintea ei a fost o noapte în care la ușa, la poarta bunicilor mei de la țară au venit niște haidamaci să-l aresteze pe bunicul meu, care ar fi Chiabur. Și asta e o poveste foarte interesantă. A devenit Chiabur din cauza mea. Și anume, era un număr limitat câte oi ai voie să ai, să fii țăran simplu, mijlocaș, și apoi Chiabur. Și firește, fiecare gospodar avea grijă să nu depășească numărul. Dar eu mă îndrăgăstisem de un miel. Îi dădusem și un nume foarte ciudat, Bilinelui spuneam, nu știu ce era în capul meu. Și când a fost vorba să fie sacrificat acel miel, am făcut atâta scandal încât bunicul meu l-a păstrat. L-a părât cineva care mai mult cu un suflet cu patru picioare și într-o noapte au venit niște tovarăși. S-au lăsat pe raioane, cum se spunea, niște tovarăși s-au lăsat pe raioane și a venit și bunicul meu a aflat așa printre pumni la mijlocul nopții că a devenit Chiabur. Printre pumni? Da, printre pumni. Cam așa se discuta atunci. Printre ați pumni. Asistat la... Da, am asistat. Dar oricum, mai târziu ați avut un termen de comparație și v-ați simțit tratat regește, nu? Da, evident. Am înțeles. Internatul traumatizant. Orma ați ieșit de la internat și ați locuit cu mama. Ați făcut liceu Mihai Viteazu. Ați făcut filologia, ardem etapele. Fracturi în timpul filologiei. Ați avut? Acum, gândindu-mă, cred că au existat câteva fracturi, dar eu am trăit facultatea într-o stare de inconștiență totală. Eram atât de fericit că pot pierde timpul cu ce vreau, încât de-abia în câteva situații, când era la un moment dat să pierd un an, să rămân repetent, m-am trezit și... Pe motive de absențe sau de examene ratate? Nu pe motive de absențe, deși mă distrează foarte tare. De câte ori mi-aduc aminte de o dedicație pe care mi-a dat-o Păunescu pe prima lui carte. Eram încă studenți. Adrian Păunescu, da. Ați fost coleg de grupă? Eram mai mult decât coleg de grupă. Eram, cum spunea el în acea dedicație pe volumul Ultra Sentimente, dragului meu coleg mai mult de absențe decât de facultate. Fiindcă petreceam da. Timpul bătând mingea și făcând alte lucruri decât... Cu cine erați în grupă? Era o grupă despre care profesorul Dumitru Micu la 10 ani sau la 20 de ani, eu n-am fost de aniversare, de când a terminat facultatea, a spus că dacă se gândește bine, este un mic capitol la istoriei literaturii române. Mă scot pe mine din acest capitol, dar eram în grupă cu Ioan Alexandru, Dumnezeu să-l ierte,
cu Păunescu, cu Constanța Buzea, care iată de-abia de curând a luat Premiul Național de Poezie, cu Stanca Fotino, fata lui George Fotino, fostul deținut politic, ministru al Cadrilaterului, cu Liviu Grăsoiu, care era un student eminent și care acum mi se pare este că e redactor șef la radio. Era o grupă foarte bună, dar tot anul acela a fost foarte bun. Tia Șerbănescu, care era în altă grupă, Florin Manolescu. Deci ați trăit într-o dulce inconștiență, ziceți, în facultate. Da. Și în fine, când s-a născut dizidentul? Dizidentul ăsta e o chestie foarte ciudată. Eu nu vreau să-l accept așa. Dar mă rog, îl luăm așa ca un termen didactic. Cred că s-a născut treptat. Nu cred că dintr-o dată a izbucnit. Vreau să vă spun ce am spus și în urmă cu atâția ani, că eu atunci când făceam ce am făcut, de la greva foamei până la acele gingașe scrisori din mesele lui Ceaușescu, în capul meu era că eu sunt cel normal, că eu fac ce este normal de făcut. Încât când am început să fiu lăudat post-mortem, ca să spun așa, după ce am plecat pentru ce am făcut, aveam o stare de perplexitate așa, între jenă și amuzament, fiindcă, vă repet, eu cred că dacă toți am fi trăit normal, anormalitatea din jurul nostru ar fi înțeles să facă câțiva pași înapoi. Dar când dumneavoastră vă simțeați normal, nu vă simțeați ca un om normal înconjurat de rinoceri? Probabil am avut sentimentul unei neapartenențe la o normalitate pe care eu nu o consideram ca atare, nu o consideram normalitate. Acum, privind în trecut, când s-a produs declicul? Când ați simțit că nu mai suportați lumea în care trăiți? Tot timpul n-am suportat-o. De pildă, după ce am terminat facultatea, am plecat în armată. Și era în timpul primelor inundații din România. Deci am terminat în 68 și am plecat în armată în 69. Și norocul meu a fost că nu am apucat să depunem jurământul militar, fiindcă cum am ajuns acolo, ne luau, ne suiau pe tancuri și ne duceau până sate în Moldova să muncim, să scoatem oamenii care mureau pe sub apă pe acolo. Și într-o zi când am venit la cantină să mâncăm, un ofițer a avut proasta inspirație să mă înjure și chiar să încerce să-mi dea o palmă. De ce? Mi s-a părut lui că m-am sculat de la masă și vreau să plec înainte de a termina să mănânc. Vă întrerup o clipă. V-ați gândit vreodată privindu-vă din afară? Știu că vă place filmul. Da, privindu-vă cu un ochi rece, obiectiv, v-ați gândit vreodată că dumneavoastră aveți un aer de copil arogant, așa, de... Da, da. V-a mai spus cineva? Mi-a mai spus chiar copilul meu, mi-a spus da? Soția. Da, mă bucur. Mi-a spus maica mea. Deci dar... nu sunt prima. Da, nu. Și probabil aerul ăsta de copil arogant Nu, enervează. E complicat și n-are rost să intrăm în detalii. Omul respectiv era și el un amărât, un produs al epocii. Ce fost, era? Capitan? Era ce? Capitan, a fost pilot de încercare, cu un accident teribil, țăcănit de-a binelea. Sărman. Și în loc să fie scos la pensie, a fost făcut, cum se numea în timpul ăla, administrația, șeful spatelui. Și v-a bruscat. Cum și dumneavoastră cum ați reacționat? Păi l-am aruncat într-o ușă care era așa de sticlă. Eu nu sunt un om agresiv, dar atunci când trebuie să mă apăr, se pare că știu să mă apăr destul de bine. Și peste o jumătate de oră am fost ridicat, mi s-au luat șireturile de la bocanci, cureaua de la pantaloni și m-am băgat într-un arest acolo. Și pur și simplu am început toate cele... N-am știut că prima dumneavoastră arestare a fost în armată. Da. A fost un arest militar, nu e deloc locul cel mai amuzant. Deci, cum ziceți dumneavoastră, dizidentul s-a născut așa în etape. Eu am apucat să fac din cele 6 luni de armată, cred că până la urmă am apucat să fac doar câteva săptămâni. Și la proces cum a fost? Nici nu prea a fost un proces așa, adică era un proces, dar cu ușile închise. Eram dus așa pe la tot felul de generali care mă întrebau, tovarășul elev, ce s-a întâmplat. Și eu începeam să spun și personajul respectiv, indiferent care era, spunea, taci din gură că nu e așa. Până m-am enervat și am spus uneia, domne, dacă știi dumneata mai bine, ce tot mă întreb pe mine? Și ăla, săracul, omul avea dreptatea nebunit și era general. General Tărnăuceanu, șeful școlii, primul. Și a spus, bă, idiotule, păi dacă cu mine vorbește așa, îmi dau seama cum vorbești cu ceilalți. Și mama sărmană acum a suportat toate problemele astea pe care le făcea micul ei fiu. Mama este fără niciun fel de patetism o eroină. Chiar și în ziua de azi. În ziua a de azi suportat. De ce?
În ziua de azi vă vede la televizor, cu cravată, cu costum, cu un aer impecabil de funcționar american? Nu, suferă foarte tare. De exemplu, chiar și lucrul ăsta, că vin o săptămână în București și în loc să stau, să dorm la ea, stau la hotel. De ce? Degeaba explic că vreau să o protejez și vreau să aibă liniște și eu am un program foarte aiurea. Nici o mamă nu dorește să fie protejată. De ce faceți bineînțeles, asta? Bineînțeles, bineînțeles. Nu știu, ca probabil atunci când va face fiica mea cu mine același lucru și a și început să-l facă deja, să vină foarte rar pe acasă, să am și eu ce fata să plătesc. Fata câți ani are? Fata are 24 de ani, spre 25. Și trăiește la Washington, ca și dumneavoastră? Nu, a fugit de la Washington, care îi se pare un oraș plicticos, fiind doar un oraș politic, și a fugit la New York și de la New York s-a mutat o oră mai încolo, în Long Island, făcând o afacere foarte bună. Când vrea să se ducă la New York, se duce, dar nu e obligată să trăiască în Hărmălaia. Unul din eseurile dumneavoastră îl dedicați, ziceți așa, părinților mei, Gheorghe și Maria, care m-au ajutat să înțeleg diferența între a fi și a părea, soției mele, Cora, și fiicei mele, Alexandra, care au acceptat să plătească alături de mine luxul exorbitant de a trăi această diferență dintre a fi și a părea. De fapt, ce ați vrut să spuneți? Eu am trăit și trăiesc în continuare cu un sentiment de imensă culpabilitate, că am stricat și viața altora. Și faptul că soția mea a acceptat să mă vadă zdrobind nu doar viața mea, iar apoi copilul, pe mine m-a îndatorat profund. Și din păcate nu voi fi niciodată în stare să le plătesc înapoi. La urma urmei... De ce vorbiți așa, domnule Tudoran? Poate le-ați dat un sens mai înalt al existenței. Cum să spun? Și le-ați dat o altă traiectorie. Acum, mai ales fetița mea spune tot timpul acest lucru, dar... E ușor după 15 ani să spui, știi, de fapt, ai avut dreptate și ne-ai arătat o cale care era singura. Dar atunci au trecut prin momente atât de dure încât eu am rămas traumatizat, ca să folosim termenul care am început această discuție, de faptul că le-am putut expune unui pericol care era mortal. Chiar dacă astăzi foști oficiali de securitate ne spun prin interviuri că suntem nebuni și n-a existat securitate, ci doar un serviciu de informații. Și că v-au creat. Și că tot, da, pe mine nu spune de goma. Și că dârdeam așa toți românii de frică când n-aveam niciun motiv. Ei erau niște oameni foarte cum să cade care... Dar dumneavoastră ați dârdit vreodată de frică? Vreau să vă spun că toată lumea care trăiește și a clădit această imagine a unui Dorin Tudoran, în căruia nu e frică de nimic, se înșeală profund. Mi-a fost o imensă frică. Dar mi-a fost mult mai mare frică să trăiesc, să mă facă trăiesc, să par, decât... Am avut de ales între două feluri de a-ți fi frică. Și am ales-o pe aceea de a-mi fi frică să-mi fie prea frică. Atunci toată lumea din afară a trăit cu sentimentul, domne, Dorine, un țăcănit, ăsta orice ai face, orice ai amenința, nu e frică. Nu era deloc adevărat, mi-era foarte frică. Am încercat să o stăpânesc. Ce n-am înțeles, domnule Tudoran? Cum ați fost dumneavoastră un caz și de ce dumneavoastră da și noi nu? De ce ați ales acel tip de a vă fi frică și nu comoditatea? Pentru că dumneavoastră după facultate ați lucrat la niște redacții, la Flacăra, nu? Cu prietenul dumneavoastră Adrian Păunescu. Am lucrat și la Flacăra și la Luceafărul. Nimeni nu v-ar fi spus nimic, ați fi putut trăi într-o boemă confortabilă, vi se publicau volumele, luați premii, ce v-a apucat? Un om pe care îl înjură foarte multă lume, l-am înjurat și eu, dar numai pentru ce a făcut rău, dar care a făcut și foarte multe lucruri bune când era redactor șef la Luceafărul și care chiar m-a adus pe mine acolo, nu că m-a adus pe mine, l-a adus pe Cezar Ivănescu, un mare poet român, pe Marius Robescu, Dumnezeu să-l ierte, pe Mircea Dinescu și pe mine. Cine? Îl chema Nicolae Dragoș și îl cheamă Nicolae Dragoș. Când am început eu să-i creez lui probleme, el m-a chemat într-o zi în birou și mi-a spus, mă, Dorin, ce se întâmplă cu tine? Ce-ți lipsește ție? Ești singurul om din această revistă și care ai două rubrici. Și el încerca să înțeleagă de la mine ce-i cu mine. Și când i-am spus, domne, eu n-am nicio problemă, dar alții au probleme. Și el mi-a spus, lasă-i pe alții să-și rezolve problemele lor. Genul acesta de întrebare și de mirare a mers
până foarte sus, mi-aduc aminte, la mine, la primele discuții foarte dure, foarte dure. De fapt, și acest om, până la urmă, era o victimă în felul lui. Domnul Gheorghe Pană, care era pe timpul acela primarul general al Capitalei și unul din cei 10 sau 12 membri ai Biroului Politic Executiv, i s-a dat ordin să mă cheme să dea cu mine de pământ. Și m-a luat în toate felurile, cum se făcea. Și la într-una din aceste discuții, poate chiar la prima, m-a întrebat: domne, dumitale, ce-ți lipsește? Ce cu dumneata? Mie nu-mi lipsește nimic, doar că... Și am început să-i spun. Ce? Păi ce se întâmplă în țară, așa? Și a început să-mi țină teoria că de lucrurile astea are cine să se ocupe. Și am zis: domnul Pană, nu prea are cine. Și a început să-mi explice că conducerea superioară de partid și de stat, și i-am spus: nu vă supărați, nu prea dau doi bani pe conducerea asta, că uitați că ce se întâmplă. Deci e adevărat, pentru foarte multă lume și chiar pentru cei din structurile respective, obișnuiți cu ideea că omul protestează numai când are el probleme, era destul de straniu în cazul meu, că am început să fiu foarte nervos, cum spuneau ei, când eu personal nu aveam probleme. Apoi, când eu am început să am probleme și am protestat și pentru alea, am aflat acum în presă de la fost ofițer de securitate că, de fapt, toți protestam doar așa pentru probleme personale, nu că făceam dizidență. Omenirea se desparte de trecut râzând. Încercați să scoateți un element, o secvență de comedie din ce ați trăit atunci, ați putea? Într-o zi vorbeam cu Mihai Botez, Dumnezeu să-l ierte, la telefon și, firește, înjura în guvern, nu știu ce, pe toată lumea. La un moment dat am început să se aude tot felul de zgomote pe telefon. Era o sâmbătă. Târziu am aflat că cei care ne ascultau se uitau și la televizor la un meci de fotbal. Și Mihai, pe care nu l-am auzit niciodată înjurând sau vorbind murdar, era un gentleman perfect. A spus ceva de genul ăsta: mami tocanilor, lăsați-ne măcar să vorbim ca lumea. Și atunci s-a întâmplat un lucru uluitor. De partea cealaltă a firului, sau de partea a treia a firului, s-a auzit o voce care a spus: domn profesor, vă rog să ne iertați. Acum povestite lucrurile astea par amuzante sau par neadevărate. Dar în momentul acela când s-a întâmplat, așa, pentru câteva minute, și el și eu am tăcut, fiindcă era totuși de necrezut să primești o confirmare atât de rapidă că dacă ești ascultat. Și momentul cel mai dur pe care l-ați trăit? Păi momentul cel mai dur a fost chiar când am trecut de locul ăla la aeroport și am realizat că chiar s-a întâmplat, că chiar am pierdut această țară și că am plecat. Asta a fost fractura majoră a existenței dumneavoastră? Cred că asta a fost, fiindcă nu asta v-ați dorit? Nu dumneavoastră ați cerut să plecați? Oh, da. Nu dumneavoastră ați făcut pentru asta greva foamei? Da, numai că ce nu se spune este că întâi am refuzat să plec, oferindu-mi se timp de 2 ani să plec, că nu mai e nimic de făcut cu mine, și de-abia după ce am fost amenințat cu niște lucruri înfiorătoare și era... Pentru mine, ideea a fost că la un moment dat am spus: trebuie să-mi salvez măcar copilul. Pentru mine ideea că s-ar putea... Ați fost amenințat vreodată în legătură cu copilul? Nu. Cum fost... suna amenințarea? Amenințarea suna foarte dulce. Suna telefonul de dimineață până seara și voci foarte patriotice îmi spuneau cum o să violeze copilul, cum o să o taie în bucăți, cum o să mi-o bage pe sub ușă călcată cu tractorul. Mai mult decât atât, în perioada aia fusese găsit mort pe fundul unui lac în Polonia celebru Favă, preotul Popielușco, preotul Solidarității. Și începusem să primim telefoane de felul ăsta: bă, tu unde vrei să te găsească? Pe fundul lacului, la Vidraru, la Bicaz, la... Adică mi se dădea și dreptul să aleg cam unde... Să vă alegeți lacul. Să-mi aleg lacul. Acum mi se spune că asemenea ofițeri n-au existat niciodată și că noi românii avem tendința de a fi terorizați. Farselor telefonice. Da. Între... Erau niște glume. Prieteni. Da. De exemplu, pe mama mea, care n-avea nicio legătură cu asta, luni de zile o sunau de 7, de 10, de 20 de ori pe noapte să-i explice și ei cum voi fi tăiat în bucăți și nu știu ce. Știu că i-am spus unuia din marii generali a epocii, am spus: doamne, dumneavoastră nici măcar bărbați nu sunteți. Băteți-vă cu mine, aveți ceva cu mine.
Dar vă bateți cu copilul meu care are 7 ani? Vă bateți cu mama mea care... Ce fel de... De ce faceți voi haltere acolo? De ce vă tot antrenați așa și luați vitamine ca să speriați bătrâne? Uite asta acum. Dar era doar faza amenințărilor verbale, adică era doar faza terorii psihice, pentru că practic n-au făcut niciodată nimica, nu? În momentul ăla nu puteai să știi dacă îți face sau nu îți face. Exact. Și făcuseră. Fetița, am citit o secvență teribilă în carte, a fost arestată împreună cu dumneavoastră când avea 8 ani, deci bănuiesc că e ceva ce se uită destul de greu și asta vreau să le povestiți telespectatorilor. Nu cred că sunt foarte mulți copii, indiferent de originea lor etnică, care se pot lăuda cu faptul că au fost arestați la vârsta de 8 ani. Ea a fost așa de norocoasă că a trecut și prin asta. Și de fapt... Mi-a purtat noroc, fiindcă a fost sigurul meu martor că ceea ce se spunea că am făcut, nu făcuse. Ori era greu, cred că până și soția mea... Greu ca un copil să mintă. Credeți că și soția ar fi crezut ce spun ei? Nu, dar ar fi crezut măcar un singur lucru, că provocat fiind sau aflându-mă într-o situație în care s-au apropiat de mine niște ofițeri de securitate, voi fi reacționat sau voi fi spus ceva. Alexandra a fost singurul martor inocent. Mai ales că era o chestie foarte amuzantă. În acel raport care Tomi s-a dat să-l semnește și nu l-a însemnat, se spunea un lucru amuzant. Deci, acuzația a fost următoarea, că eu, Dorin Tudoran, un dușman al poporului, în momentul acela se spunea că sunt numărul 1, împreună cu copilul, cu minorul Alexandra Tudoran, ne-am dus în fața ambasadei americane și am organizat noi doi o demonstrație în care ceream demiterea șefului statului, tovarăș Nicolae Ceaușescu. Și am spus grupului care m-a anchetat, domnule, uite, hai să spunem că eu aș fi putut spune. Dar ia uitați-vă la copilul ăsta și încercați să băgați în gura lui cuvântul demitere. Da. Vedeți, se potrivește? Și unul dintre ei mi-a spus... Domnule, așa ni s-a spus, se potrivește. Dacă ni s-a spus că așa, așa e. Da. Bun, domnule Tudoran, sunteți unul dintre puținii oameni normali, medical vorbind, din această țară, care i-au scris lui Ceaușescu niște scrisori. Și ce îi spuneați dumneavoastră în septembrie 84 tovarășului Ceaușescu? Ce printre spune? Altele. Excelență, spuneați dumneavoastră cu o naivitate înduioșătoare. Ca scriitor, cetățean și părinte... M-am convins definitiv că între credințele mele cele mai profunde despre om și drepturile sale inalienabile, libertate și democrație, dialog și opinie, cinste și echitate, cultură și educație, patriotism și sacrificiu, etc., și realitățile românești de azi, există o prăpastie de netrecut. Cred că sentimentul ăsta l-avea foarte multă lume. Foarte multă lume care trăia atunci în România simțea că există o prăpastie de netrecut între ce se întâmpla în România și ce ni se spunea că se întâmplă. Da, asta era altă prăpastie. Bun. Între ce simțea fiecare om că trăiește și ceea ce trăia de fapt. Dar dumneavoastră ați fost unul dintre frumoși și nebuni care au avut curajul să scrie asta și să-i trimite asta lui Ceaușescu și ați mai avut curajul să faceți greva foamei, un alt gest oarecum sinucigaș, într-o epocă în care bănuiesc că nimeni nu va acorda nicio atenție. Ați avut vreun doctor? N-am avut niciun doctor. În toată acea perioadă de 40 de zile în care n-am băut decât pahare de apă, dar în timp ce trupul te lasă, te trădează cu totul, în cazul meu, cel puțin, mintea era măcar la anumite ore ale zilei și ale nopții foarte limpede și a intervenit din nou povestea aceea, care nu era o poveste. Bun, și dacă mor, ce fac cu copilul și cu nevasta? Și atunci am chipzuit că am făcut-o și pe asta, ca să zic așa, și am renunțat. Singurul lucru care mi s-a transmis printr-un prieten, care pe timpul ăla a jucat rolul de poștaș, Nicolae Manolescu, poate ți-ți aminte de poștaș, Nicolae Manolescu, mi s-a transmis că după experiența ca asta, trebuie să iei foarte ușurel cu mâncatul, fiindcă intestinele sunt uscate, lipite, nu mai știu ce mi se spunea. Și am luat-o așa cu câte o linguriță de iaurt, o linguriță de apă cu zahăr. Deci tot fără doctor, cu un critic literar ca doctor,
V-ați remontat. Totuși, el e doctor în literatură, nu? Deci putea trata un poet. Când am plecat din țară, slăbisem 22 de kilograme și când, mă rog, s-a hotărât că pot să plec, cam curgeau toate după mine așa. Și ani de zile am păstrat hainele cu care am plecat și de câte ori am fost așa mai slab în ultimii ani, am încercat să intru în ele. Și tot vă sunt prea mici. Mult prea mici. 22 de kilograme să scap de ele așa, dintr-o dată. V-ați gândit vreodată că le-ar fi fost atât de ușor să vă izbească o mașină? În fond, ce i-a făcut să nu facă asta? Din câte am aflat după trecerea anilor, este că în momentul ăla, la nivelul securității române, ca și la nivelul aparatului, înaltului aparat de partid, erau câteva, sau măcar două școli de gândire, dacă cu ce se ocupau ei poate fi numit gândire. Erau două direcții. Da, erau durii și mai toleranții. Și se pare că în cazul meu, până la urmă, cei mai toleranți în sensul de mai înțelepți au spus, domnule, nu avem nevoie să creăm un martir. Ar lucra împotriva noastră, este adevărat, fiindcă procurorul adjunct al capitalei, din timpul ăla care avea obiceiul să-mi ofere turnee de-astea turistice prin beciurile procuraturii din Rahova, celebrul Horia Nelega, ce nume predestinat, mi-a spus la un moment dat, băi, idiotule, bă, tu să nu crezi că noi suntem așa proști să te omorâm sau să te trimitem la pușcărie politică, să facem un martir din tine. Am mai învățat și noi din greșeli. Nu te omorâm, nu te așa, te bag la pușcărie, nu pentru asta, te bag pentru tulburarea ordinei publice, te iau și te bag cu ăștia de drept comun și, scuzați-mă, or, să te reguleze ăștia până o să-ți treacă cheful de politică. Cum vă explicați că au rămas doar la faza de simple amenințări? De ce nu chiar v-au trimis în beciurile? Cred că nu și-au permis în acel moment să omoare un om. Nu să omoare, dar puteau să vă umilească mai mult. Să vă trimită cu deținuții de drept comun. De ce n-au făcut-o? Din același motiv, scandalul în afară era mult prea mare. Toate ziarele mari vorbeau despre asta, toate posturile de radio vorbeau despre asta. În Congresul Statelor Unite cineva s-a ridicat și a spus, ce, domne, cu România asta nebunit cu totul? Și-au calculat niște riscuri. România era într-o situație economică dezastroasă și asta și explică târgul prin care mie mi s-a dat drumul să plec. Între cine? Păi eu m-am trezit într-o bună zi după greva foamei, invitat la serviciu de pașapoarte. Și a apărut un om pe care l-am recunoscut imediat și când i-am spus ce făcuse în tinerețe, s-a uitat. Fusese un foarte mare motociclist de curse, în admirația căruia copil eram, și-l urmăream pe traseul de ciclism și de motociclism de pe la Vatra Luminoasă. Cum îl chema? Îl chema Gheorghe Dănescu. Și mi s-a prezentat, sunt generalul Gheorghe Dănescu, consilierul principal al președintelui Ceaușescu pentru problemele securității naționale. Și mi-a explicat, mă rog, că tovarășul Ceaușescu s-a hotărât să-mi dea drumul să plec. Mi s-a dat și de înțeles că trebuie să plec foarte repede. Mă rog, am plecat. Nu mai și care a fost târgul? Între cine și cine? Târgul a fost următorul, că puși în avion să plecăm, eu, soția și copilul, primul ziar pe care l-am avut în mână străin după luni și luni de zile era ziarul Die Presse și pe pagina întâi era un articol destul de mărișor așa, în care spunea cunoscutul scriitor Dorin Tudoran a fost eliberat și va pleca astăzi spre Statele Unite, după o săptămână va pleca și preotul Gheorghe Calciu Dimiteasa, senatorul Bob Dole, șeful republicanilor din Congres, a fost la București împreună cu soția, a avut întâlnire cu președintele Ceaușescu și i-a pus condiție a reînnoirii clauzei națiunii cele mai favorizate, eliberarea celor doi nu știu ce. Așa am aflat ce s-a întâmplat. De fapt, depresii în America ați avut? Momente în care ați regretat că ați plecat din România? Eu sunt într-o stare de depresie continuă de când m-am născut, încât nu realizez când sunt... Nu, serios vorbind, vor fi în continuare momente în care voi regreta întotdeauna, acum regres și acum când vorbesc cu dumneavoastră, că mi-am pierdut țara. Pentru mine e o chestie fundamentală, mai ales pentru un scriitor. Și nu v-ați gândit niciodată să o recuperați? Eu am recuperat-o.
În sensul că n-am abandonat-o niciodată. Mie nu mi-a dat nimeni nicio obligație ca odată plecând să-mi omor timpul și viața scotând reviste pentru România, luptând pentru România, alergând pentru cauze românești. Cum vedeți într-o frază România de la distanță? Ca la noi, la nimeni. Dar fața României, cum o găsiți acum în 2001, răspund așa? Cu un vers celebru a unei poete care crede că am ceva cu ea, n-am, o stimez foarte mult, Nina Casian. A scris cu decenii în urmă o poezie în care exista și următorul vers. Am fost la fața locului și fața locului era tumefiată. Da. Uneori, fața României arată foarte rău. Dar, din păcate, prea mulți români doar constată că fața României arată cum arată, dar nu prea fac nimic să arate puțin. Tot așteaptă să fac alți români să arate mai bine. Am preluat din cartea noastră un citat. Omul e aici infinit mai interesant decât evenimentele. Privindu-vă propriul personaj, credeți că e mai interesant omul Dorin Tudoran sau evenimentele pe care le-a trăit? Cred că am devenit la un moment dat un personaj interesant, ca să zic așa, fără voia mea, tocmai din cauza lipsei de evenimente. Noi suntem loc unde nu s-a întâmplat nimic sau am fost în acea perioadă. În Ungaria se întâmpla ce se întâmpla, în Polonia se întâmpla ce se întâmpla, în Cehia se întâmpla, în Rusia se întâmpla, până și în Bulgaria a început să niște zmintiți să-și ia inima în piept și să facă pe dizidenții. Numai noi n-aveam dizidenții. Numai noi, doamna Vodă, scuzați-mă, am rezistat numai prin cultură. Dacă există ceva ce disprețuiesc profund, deci cuvântul e cam greu. Este această formulă, rezistența care, prin cultură? Da, da, care a fost... Cred că aici băgată, sunteți nedrept. Nu, numai prin cultură. A, numai. Eu cred că, într-adevăr, s-a rezistat prin cultură în această țară și s-au făcut acte de cultură extraordinare. Cred însă că de la un moment încolo ar fi trebuit să înțelegem că numai prin cultură... Deci ce vreau să vă spun? Când Andrei Vaida a luat un aparat de filmat pe umăr și s-a dus la mineri în Polonia, a știut foarte bine ce face. La noi, intelectualii care nu făceau nimic când un muncitor ca Vasile Paraschiv își punea capul pe tăietor, intelectualii spuneau, da, am auzit, un țăcănit, un muncitor de la masa, un muncitor. Deci, un lucru la care m-am gândit și continuu să mă gândesc și care iarăși mi se pare că dă de din gândit, este o situație iarăși anormal. Lipsa de înțelegere față de cei care au fost, s-au numit dizidenți în România, ei încurcă, fiindcă ei sunt... Ce este de fapt un dizident astăzi? Dom'le, este unul care îți aduce aminte că ai fi putut și tu să faci ceva. Care deci, îți pune în față imaginea propriei prudențe ca să nu spună așa. E prea mult spus. Este, dom'le, e un martor incomod. Un pic incomod. Înțeleg, e o reacție normală. Dar când ajungi să spui, domne, cutare zice scriitorul cutare sau pictorul cutare sau muzicianul cutare a fost dizident fiindcă nu prea avea talent. Este Am un exces. Și această teorie. Există însă și teoria cealaltă la fel de stupidă. Care spune, domne, cutare nu s-a băgat, n-a spus nimic fiindcă el avea talent. Amândouă sunt niște minciuni. Pe Paul Goma, faptul că a făcut ce a făcut, nu-l face un scriitor nici mai puțin talentat, nici mai mult talentat. Pe Dorin Tudoran la fel. Pe Radu Filipescu, faptul că a făcut ce a făcut, nu-l face un inginer mai bun decât este sau un inginer mai prost decât este. Dar în momentul în care, în loc să te uiți la realitate și să o judeci cum e, găsești astfel de subterfugii și faci, aduci o scuză cuiva care a dormit pe el, domne, l-a dormit pe el și chiar a fost un pic de ticălos și neturnat, fiindcă avea talent. Nu fiindcă. Exact. Sarcastic. Faptul că el te turna. Sau fiți. Nu vă supărați, doamna Vădă. Faptul că Eugen Barbu ne turna și în public și în privat la securitate, nu venea din faptul că era un scriitor foarte talentat. Până la urmă, că suntem la emisiunea profesioniștii, până la urmă, istoria literaturii, că aici e vorba de profesiune literatură, se face pe cărți. Nu omologează calibrul moral, corect? Și omologează calibrul profesional. Asta spun dintotdeauna. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Asta am și spus. Un gest sau altul nu te face un scriitor mai prost sau mai bun. Pe mine mă interesează dacă cineva își mai poate, citind o carte de-a mea, poate spune e bună sau proastă.
Dacă o citește prin, dacă citește un poem de al meu prin lentila că eu m-am opus lui Ceaușescu, este doare. Este un lucru nedrept față de mine și este un lucru nedrept față de ceea ce ar putea fi un act de cultură. Dumneavoastră, când aveți în față un om, vă interesează la el mai mult calibrul profesional sau calibrul moral? Mă interesează amândouă. Numai că s-au întâmplat situații în viața mea în care eu am crezut că noi, oamenii de cultură, ar trebui să scoatem în prima linie un pic din caracterul nostru și, și nu din cultură. Mi-aduc aminte că îi povesteam unuia din mari revoluționari, de după Revoluție, că înainte cam dormea pe el, unul dintre cei care îmi spunea că noi trebuie să rezistăm numai prin cultură. Deci, vă repet, pe mine nu mă deranjează rezistatul prin cultură, ci ideea numai prin cultură. Și îi spuneam, uite ce se întâmplă, dragul meu. Dacă vom rezista toți numai prin cultură, și prietenul nostru, pictorul Cutare, va face niște tablouri extraordinare, prietenul nostru muzicianul va scrie așa, noi așa. Și dacă noi ca popor vom pieri, vom deveni niște idioți, aceste cărți extraordinare, tablouri extraordinare, simfonie extraordinare, pentru cine vor fi? Amuzant sau nu, eu nu l-am urât niciodată pe Ceaușescu. Ci? I-a spus excelență. Da, nu, aveam așa o stare între am fi milă de el, pare bizar, și am fi milă de noi. Vi se părea el o victimă a noastră sau noi o victimă a lui? Nu, nu, mi se părea o victimă... Pentru că e limpede, Ceaușescu a fost în bună măsură și o victimă a slugărniciei, a oportunismului și a unui sistem întreg care l-a creat, l-a întreținut, l-a umflat cu pompa. Era produsul de vârf, ca să spunem așa, al unei utopii extrem de nedrepte, care la rândul lui a început să facă experiențe pe noi. Și uneori mă simțeam așa mânjit, nu-mi dădeam seama care este diferența fundamentală între cel care face experiment pe mine și eu care accept această chestie. Fiindcă întotdeauna am încercat să înțeleg, nu total, dar cât de cât, de ce se întâmplă ceva. Ori în anumite cazuri în timpul ăla era absolut imposibil să înțelegi de ce se întâmplă un lucru chiar foarte simplu, nu cele foarte mari la care noi nu aveam dreptul să ne gândim. Deci aș caracteriza acea perioadă, acel sistem, ca un sistem atât de lipsit de noi, mă încât devenise bestial. Ținând un speech, Ceaușescu sau alți activiști sau alți colegi de-ai mei scriitori pronunțau cuvinte ca carne, brânză, soare, cartofi, și ei credeau că doar pronunțând cuvintele există brânză, există cartofi, există soare, există tramvaie care vin la timp. Era ce explicam într-un eseu mai mare, era înlocuirea realității cu erzațurile, cu înlocuitorii. Deci am avut înlocuitori de cafea, am avut înlocuitori de salam, am avut un așa, și pe urmă am început să avem înlocuitori de academicieni, înlocuitori de scriitori, până am ajuns și la înlocuitori de șef de stat. Ceaușescu a fost la urma urmei și produsul nostru. Ba chiar am spus după 89 că mă deranjează foarte tare să văd oameni care au urât în un dictator și se transformă la rândul lor în niște mici dictatori de buzunar, așa, ca niște brelocuri. Erou v-ați simțit vreodată, domnule Tudor? Nu m-am simțit, v-am spus, mă deranjează foarte tare lucrul ăsta, fiindcă eu cred în continuare că tot ce am făcut eu n-a fost nimic decât în limitele normalității. Singura problemă pe care mi-am pus-o, deși nu era treaba mea, era de ce alții n-au făcut același lucru. De unde resursele psihice, de unde tăria asta teribilă, de morală, nervoasă, de caracter, spuneți-i cum vreți? Dacă aș fi aflat vreodată, aș fi deschis o școală de caracter. N-ar fi rău. Numai că nu ar știu. Ar fi nevoie, domnule Tudoran. Sau o școală de... Ce vă place dumneavoastră să numeți dizidență? Nu știu. Aș fi făcut ceva. Aș fi investit această cunoaștere în ceva. Nu știu. Așa s-a întâmplat să fie. Probabil că am găsit-o în mine, am găsit-o în cei câțiva care au rămas lângă mine. Proprii prieteni v-au dezamăgit?
Vreodată? M-au făcut câțiva dintre ei să mă simt foarte prost. Dar știți când? Când? După 89. Când au venit să-mi explice de ce au făcut ce au făcut. De ce v-au întors spatele? Da. Eu m-am simțit atunci mult mai umilit decât... eroarea în sine sau porcăria în sine este mult mai puțin gravă decât în momentul în care încerci să o explici. Și atâta timp cât eu iertasem o întâmplare de genul ăsta, m-am simțit foarte prost și mânjit așa când cineva a început să-mi explice, fiindcă, evident, era un artefact. Ceea ce mi se explica avea un grăunte de adevăr care ținea de teroarea epocii, și apoi scriitorul din prietenul meu construia o mică schiță, o mică nuvelă. Dumneavoastră, un inconștient până la urmă, un dur, un om cu stofă de erou. Dumneavoastră totuși sunteți un sentimental. Sunt chiar un bleg. Da, sunt un sentimental, da. După 89 nu s-a remarcat o teribilă apetență a lumii în a descifra subtilitățile psihologice ale puținilor dizidenți pe care i-am avut. Am să vă spun, am fost la Moscova de multe ori în anii în care am lucrat în România și în Europa de Est după 90. Și la Moscova, în inima fostului comunism, discutând cu oameni tineri, ei erau foarte amuzați de aceste lupte care lumii întregi păreau niște lucruri imense, lupta dintre reformistul Gorbaciov și mai reformistul Elțin, dintre Ruțcoi, generalul împotriva democrat. Ei se distrau și îi spuneau, dom'le, ce tot vorbesc ăștia la televizor și în ziare și în piață cu comunism? Ce e la comunism? Acești oameni, într-un fel, sunt niște oameni fericiți. Pe de altă parte, există și pericolul că, neaducându-ne aminte, noi cei care am trăit acele timpuri, exact cum spunea un mare filozof, Santayana, spunea, cei care nu-și aduc aminte de ce s-a întâmplat, riscă să mai treacă o dată prin ce s-a întâmplat. Nu avem nevoie să cităm din filozof ca să ne dăm seama de un adevăr din imediată apropiere, domnule Tudoran. Și anume, senzația asta nu aveți privind lumea românească, mai ales de la distanța care bănuiesc că vă sporește luciditatea. Senzația dezagreabilă, că dacă totul prin absurd s-ar repeta, ar fi oameni care ar fi în orice clipă dispuși să ia răul de la capăt. Cu și mai mare servilism, cu și mai mare oportunism. Este foarte adevărat și este de fapt una din realitățile tulburătoare în sensul foarte negativ al cuvântului. Eu însă mi-am spus de câteva ori că, din păcate, după 90, uitindu-mă chiar și la oamenii de care am fost eu foarte apropiat sau la lumea, la contextul social în care trăiam, mult mai larg decât grupul de prieteni, eu am văzut mult mai mulți oameni involuând ca oameni după 90 decât evoluând. Și este o realitate teribilă. Oameni care s-au comportat, care au fost de o decență extraordinară Înainte, dintr-o dată s-a rupt ceva în ei. Și cred că aici o explicație, nu o scuză, dar o explicație este ceea ce poate fi numit și a fost numit capcanele libertății. La ora asta, idealul dumneavoastră de viață, dumneavoastră ați folosit expresia, care ar fi? Ar fi să trăiesc într-un loc care nu știu cum ar putea fi numit, să am timp de familia mea și de mine și eventual să am puterea să mă apuc să scriu și să citesc cum am făcut-o în altă viață anterioară. Pe vremea dictaturii, acum... Nu, eu întotdeauna spun că când mă întreabă cineva ce fac, ce nu știu ce și ce am făcut înainte, spun, domne, acum sunt director de nu știu ce cu tare, dar într-o altă viață am fost scriitor. Pentru mine idealul ar fi să am răgazul într-o zi și puterea să spun, să mă apuc eu de scris și de citit și să uit de restul lumii.